Elevii sunt invitați să copieze inteligent la examene, scrie Jurnalul Național. Cei peste 135.000 de elevi care s-au înscris anul acesta la bacalaureat și sutele de mii de studenți din toată țara sunt clienți perfecți pentru cei care vând online tehnologie de ultimă generație pentru copiat la examene. Cu toate că au nume explicite și detaliază oferta în cel mai mic amănunt, fenomenul nu a fost sesizat de Ministerul Educației la Parchetul General și până acum nu a existat nicio plângere la poliție. Detalii găsiți în Jurnalul Național de astăzi. 8 și